Deci aici am așa un senzor de mișcare PIR, un Arduino, ăsta e la cel făcut de Nelu, un Garfield și o broscuță. Bun, deci aici, după ce m-am mutat pe acest blog Hacking DIY and Coding, care se prezintă așa, am făcut și un prim sketch, am încărcat. Și acum, teoretic, ăsta mă detectează. Eu mă mișc un pic, trebuie să fac și mișcarea asta. Așa. M-a văzut cât e... Asta aprinde LED. Apoi, am găsit pe alt LED, pe alt site, nu asta, pe cel de aici, cred că asta e. Bun. Partea a doua e că... Deci încărcăm sketch-ul, PIR2. PIR2. Varianta care e intrare A0, bine, am modificat un pic A0 e ca digital și o să apară pe ecranul serial informații. Deci apare ceva de genul. Dacă o să prindeam în două chestii, nu? Ea nu face decât omul și nu vedem pe... Doar motion, nu știu ce. Am modificat un pic să... O pun. Pier 2-1. Pier 2-1. Încărcăm. Și vom avea tot serial. Deci acum avem nou motion, dacă mă mișc, tot e la acel LED alb. Sau m-am speriat pe senzor. Ce m-am mișcat? Că adică el își dă seama că eu m-am mișcat. Iar prin nou LED apare și că motion. Nou motion, mai fac mișcări. Vedeți? Se aprinde motion. Deci, cea mai șmecheră e în care am combinat din cele două. Și open, așa de sine, open. Pier 1. Intrarea analogă. Și după ce încarcă. Deschidem și eu nu pot să țin așa. Da. Seria. Arată și tensiune pe ieșire. Deci fără niciun consumator, doar intrarea Arduino. Facem mișcare un pic. TL96, TL97. Se aprinde și LED-ul. Unde e mișcare. Vede, da? Stinge. Iar mă mișc. M-a văzut. Dacă mai pun și un LED, cum am mai încercat mai în variantele anterioare, scade tensiunea chiar la 3V, 2, spre, sub 3V și asta decât pe intrarea analogică pot o folosesc când am tensiune de 5V. Cam atât.